Capitolul 29. În luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi cu sunet de trâmbiță. Să aduceți ca ardere de tot de un miros plăcut Domnului un vițel, un berbece și 7 miei de un an fără cusur. Să mai adăugați și darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu un de lemn, 30 pentru vițel, 20 pentru berbece și 10 pentru fiecare din cei 7 miei. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. Să aduceți aceste jertfe afară de arderea de tot și darul ei de mâncare din fiecare lună, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură care se adaugă la ele după rânduielile așezate. Acestea sunt niște jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. În ziua a 10-a acestei luni, a 7-a, să aveți o adunare sfântă și să vă smeriți sufletele. Atunci să nu faceți nicio lucrare. Să aduceți ca ardere de tot de un miros plăcut Domnului, un vițel, un berbece și 7 miei de un an fără cusur. Să mai adăugați și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu un de lemn, 30 pentru vițel, 20 pentru berbece și 10 pentru fiecare din cei 7 miei. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de jertfa de ispășire, afară de arderea de tot necurmată cu darul ei de mâncare și jertfele de băutură obișnuite. În ziua a 15-a a lunii a 7-a să aveți o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de 7 zile. Să aduceți ca ardere de tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 13 viței, 2 berbeci și 14 miei de un an fără cusur. Să mai adăugați și darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu un de lemn, 30 pentru fiecare din cei 13 viței, 20 pentru fiecare din cei 2 berbeci și 10 pentru fiecare din cei 14 miei. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de ardere de tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa sa de băutură. A doua zi să aduceți 12 viței, 2 berbeci și 14 miei de un an fără cusur, împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură. A treia zi să aduceți 11 viței, 2 berbeci și 14 miei de un an fără cusur, împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. A patra zi să aduceți 10 viței, 2 berbeci și 14 miei de un an fără cusur, împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. În ziua a 5-a, să aduceți 9 viței, 2 berbeci și 14 miei de un an fără cusur, împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. În ziua a 6-a, să aduceți 8 viței, 2 berbeci și 14 miei de un an fără cusur, împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură. În ziua a 7-a să aduceți 7 viței, 2 berbeci și 14 miei de un an fără cusur, împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfă de băutură. În ziua a 8-a să aveți o adunare de sărbătoare. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Să aduceți ca ardere de tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, un vițel, un berbece și 7 miei de un an fără cusur,
împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru vițel, berbece și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. Acestea sunt jertfele pe care să le aduceți Domnului la sărbătorile voastre, afară de arderile voastre de tot, de darurile voastre de mâncare și de jertfele voastre de băutură și de jertfele voastre de mulțumire, ca împlinire a unei juruințe sau ca daruri de bunăvoie. Moise a spus copiilor lui Israel tot ce-i poruncise Domnul.